lor. Și aici, dacă există vreo undă de îndoială asupra capacității noastre de a câștiga, o să vă aduc aminte un episod din anul 2000, când partidul din care făceam parte, Partidul Democrat, avea 4% în capitală. 4%. Am intrat în competiție și l-am bătut pe Oprescu de l-am snopit, cu toate cele 46% ale lui luate în primul tur. Dar de ce s-a putut întâmpla acest lucru? Pentru că am crezut în victoria mea. Nimeni nu credea nici la partid, singurul convins că se va bate până în ultima secundă a campaniei am fost eu. Asta arată că atunci când vrei, chiar poți să câștigi și în situația în care partidul tău nu este cel mai mare partid.